Problema de distanță și un dihedru. Triunghiul dreptunghic ABC cu unghiul A de 90 este înscris în cercul de centru O și rază 24 de centimetri, astfel încât arcele AB și AC sunt invers proporționale cu numerele 3, perioadă 3 și 1, perioadă 6. Pe planul triunghiului se ridică perpendiculară AM egal cu 36 cm. Să se afle măsura arcelor AB, AC, area triunghiului MBC, precum și distanța de la punctul A la planul MBC, de asemenea măsura unghiului dihedru format de planele MBC cu planul ABC. Triunghiul dreptunghic ABC este înscris în cercul de centru O raza cercului AO 24 de centimetri. Pe planul triunghiului ABC perpendiculară AM. Se vede că AM este perpendiculară pe planul ABC. Triunghiul M BC, AD perpendiculară pe BC, MD va fi perpendiculară pe BC, deci va fi distanța de la M la BC, AP va fi distanța de la A la planul MBC. În această poziție se vede că AP este perpendiculară pe planul MBC, am să verific niște dimensiuni, raza cercului 24, ipotenuza BC 48, unghiul B 30 de grade, unghiul C 60 de grade. Măsura acestor unghiuri vor reieși din calculul arcelor AB, AC, MA, 36. Deci desenul este corect. Măsura arcelor AB, AC, în primul rând trebuie făcută transformarea numerelor periodice în fracții ordinare, și 3 perioade 3, 33 minus 3 supra 9, egal cu 10 supra 3, iar 1 perioadă 6 este 16 minus 1 supra 9, adică 5 supra 3. Din relația de invers proporționalitate a arcelor, rezultă relația 10 pe 3 ori arcul AB egal cu 5 pe 3 ori arcul AC. Din aceasta rezultă că de două ori arcul AB este arcul AC. Dar triunghiul fiind dreptunghic, înseamnă că cele două arce, AB și AC, fac împreună 180 de grade. De unde rezultă că de trei ori arcul AB este 180 de grade, arcul AB va fi 60, iar arcul AC va fi 120 de grade. Deoarece unghiurile B și C sunt unghiuri cu vârful pe cerc, măsura lor este jumătate din arcul subîntins. Înseamnă că unghiul C are 30 de grade, unghiul B are 60 de grade. MA este perpendiculară pe planul ABC, AD perpendiculară pe BC, AD și BC sunt cuprinse în planul ABC, rezultă conform teoremei celor trei perpendiculare că MD este perpendiculară pe BC. Înseamnă că distanța de la M la BC este segmentul MD. Triunghiul MAD este dreptunghic în vârful A, AO cu BO și cu OC
AO, raza cercului, este egală cu CO, egal cu OB, adică egal cu 24 de centimetri. BC este diametrul cercului, ipotenuza triunghiului, este de 2 ori raza 48 de centimetri. Iar AC este 24 radical din 3, aceasta se poate determina ușor din teorema lui Pitagora, cunoscând AB și pe BC. Pentru a găsi distanța AD, care este înălțime în triunghiul ABC, se aplică teorema înălțimii. AD va fi produsul catetelor AB ori AC supra ipotenuza BC. Se fac calculele, se obține 12 radical din 3 cm. Din triunghiul MAD dreptunghic, triunghiul A de 90, conform teoremei lui Pitagora, M de pătrat este egal cu MA pătrat plus A de pătrat, rezultă MD egal cu 24 radical din 3 cm. Area triunghiului MBC, MD înălțimea, ori baza BC supra 2, se fac calculele, se obțin 576 radical din 3 cm pătrați. Distanța de la punctul A la planul MBC, fie AP perpendiculară pe MD, MD respectiv PD sunt perpendiculare pe BC, MD și BC sunt cuprinse în planul MBC, AD perpendiculară pe BC, rezultă conform reciproce a doua teoremei celor trei perpendiculare că AP este perpendiculară pe planul MBC. Înseamnă că distanța de la punctul A la planul MBC este AP. AP este înălțime în triunghiul MAD, conform teoremei înălțimii. AP va fi egal cu produsul catetelor MA ori AD supra ipotenuza MD. Făcând calculele, se obțin 18 cm. Măsura unghiului diedul de format de planele MBC și planul ABC. În primul rând trebuie determinată intersecția între cele două plane, care este BC. MD, cuprinsă în planul MBC, este perpendiculară pe BC. AD, cuprinsă în planul ABC, este perpendiculară pe BC. Înseamnă că măsura unghiului dintre planele MBC și planul ABC este MDA. Măsura acestui unghi se va determina din triunghiul MAD dreptunghic în punctul în vârful A. Sinusul unghiului MDA este raportul între cateta opusă MA supra ipotenuza MD. Făcând calculele, se obțin radical din 3 pe 2. Deci măsura unghiului este de 60 de grade. Am să verific dimensiunea distanței AP și a unghiului diedru. Distanța AP 18 cm, unghiul diedru 60 de grade.